Sfatul meu e măcar o singură dată să treacă prin acest cimitir, unde sunt foarte mulți tineri și care au avut un crez de libertate. Pentru că dacă nu reușea Revoluția și nu aveam această libertate, astăzi nu eram ce suntem acum. Deci sfatul meu ăsta este să vadă ce au vrut tinerii în perioada 89 și ei acum posibilitatea luptei este alta decât strada sau eu știu manifeste sau este o altă posibilitate. Au netul, au toată posibilitatea de informare, au votul. Deci acum să se uite bine când votează, dacă se duce la vot să fie responsabil pentru ce votează, să citească, nu se ducă acolo să bage în urnă indiferent ce, indiferent cine, că oricum are câștig.